Morning Glory, Morning Glory, în pahal tân din Tisovi. Bonjurică, bonjurică, am revenit la Morning Glory, l-am ascultat și pe Radu Paraschivescu, ne-am îmbunătățit calitățile de vorbitori ai limbii române. Acum să vedem ce se întâmplă cu limba moldoveană și pentru asta avem și un invitat, așa că în aplauzele dumneavoastră îi spunem bună dimineața domnului Silviu Petcu. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, ce faceți ca și om, ca și persoană? Uite că îmi zboară masca asta de pe față, mă enervează, Da, asta discutam puțin cu Răzvan mai înainte, că pe el îl ajută foarte bine toată partea din fața feței lui, adică inclusiv nasul. Deci nu știu de ce îi cade masca când nasul lui ar putea fi o ancoră foarte bună pentru asta. Deci el ar putea fi dat exemplu, faceți toți ca Răzvan. Dar poate. Din păcate, nu, cred că te-ai dat cu o cremă, crema aia pentru că te-ai dat-o cumva pe nas dimineața asta? Nu, 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 nu. Nasul vrea să se elibereze, să știi, la fel ca multe alte organe, da. Idealul Bidman nasul. Da, 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 e adevărat. Deci, în concluzie, în primul rând, Silviu Petcu, deși nu pare, are servici la Distractis și... Da, se pare că se pregătește ceva, nu e clar, adică ceva se pregătește, asta e clar, dar ce? Voiam să te întrebăm ca să fie la început, că în cazul în care oamenii se plictisesc și schimbă postul, măcar să audă mesajul pentru care ești aici și pentru care ne-ai trimis cei 400 de euro. Nu, nu, n-am trimis decât 200 și 200 am zis că în momentul în care o să avem spectacole, îi dau și pe aia din pensia lui mama sau ceva, văd eu cum o rezolv problema. Noi toți din Distractis acum avem părinții la pensie, deci putem să ne permitem un 200-400 de euro strânși de la toți, da, ca să intrăm un 5 minute pe post la voi. Asta înseamnă să ai totuși niște părinți torționari care își permit o pensie mai bună. Exact, exact. Până la 1400 de lei toți suntem ok, adică nu e o problemă asta. Da. Hai să vedem ce ați pregătit voi sau ce credeți că pregătiți sau ce spuneați că pregăteați. La începutul anului am început să pregătim un nou spectacol la Teatru Stella Popescu, da, și am zis să, din cauza că anul trecut Satul Paralel, spectacolul pe care l-am avut anul trecut la același teatru, a fost foarte implicat în viața social-politică românească și trebuia modificat textul la fiecare două săptămâni, întrucât protagoniștii, personajele intrau în pușcărie, ieșeau. Am ajuns la final să nu mai avem, erau toți dați afară, fie din țară, din partid, ba fugeau peste hotare, majoritatea intrau în pușcărie, așa că nu mai aveam despre cine să vorbim. Și ne-am hotărât anul ăsta să facem un spectacol mai larg, așa, de respirație mai largă, să fie pentru toată lumea, să nu mai fim legați de oamenii care intră sau ies din pușcării. Și așa am zis să vorbim despre Clarvăzătorul din Băicoi. Așa. Așa se și numește spectacolul, Clarvăzătorul din Băicoi. Un om de o respirație adâncă, este pentru toată lumea, îl înțeleg și gospodinele și oamenii cu bani și oamenii fără bani și elevii care trebuie să dea bacul, toți se duc pe acolo să vadă viitorul, ce va fi, cum va fi, ce o împății și așa mai departe. Nu vă așteptați acum că o să rezolve, adică chiar dacă nu puneți întrebări, el tot are răspunsuri la întrebările pe care nu vi le puneți. Deci e ok, suntem... Da, cât de cât. Și vă așteptați ca spectacolul să țină sau doar vorbeați așa că ați face un spectacol? Nu, și... am început în ianuarie, l-am repetat și a trebuit, întrucât a fost o boală ceva, ceva cu un virus. Am prin primăvară. Am văzut pe Dan Bitman la televizor, zicea că nu există, da. Nu e, păi cred că nu există. În fine, asta e, la el în cartier nu există. Și a trebuit să refacem din primăvară până acum 90% din text, întrucât cumva viața nu a lui Bitman, a lui sau a lui s-a schimbat, noi nu ne-am schimbat, el s-a schimbat. Deci viața în general s-a schimbat și a trebuit să scriem alte prostii, să debităm alte tâmpenii, asta e problema mare la noi. Și acum l-am pregătit, este în repetiții, îl repetăm foarte tare. Avem o mică, așa, o chestiune mică, nu știm exact când și unde îl vom juca. Hai mă, pe bune, acum am ajuns să ne cramponăm de chestii din astea, pe bune. Deci... Fiind moldovean, trebuie să mă cramponez de ceva, adică trebuie să mă plâng cuiva. Da, avem băutură, Silviu. Se poate și așa. Se poate și așa, recunosc asta. Asta ne-a salvat, să știi. Pe noi moldovenii, băutura ne-a salvat în cele mai crunte clipe ale vieții. Un păhărel
o țuiculiță, o donavetă de bere, să știi că întotdeauna a fost alături și ne-a ținut, am ținut piept tuturor vitregiilor sorții. Acum, noi te-am invitat odată ca să spui prostiile astea pe care mă bucur că le-ai încheiat mai devreme și că oricum... Poți să plec, poți să plec. Nu, mai stai, asta zic că dacă tot ai venit... Fac o țuică de gutui, stai că nu e așa... Nu este țuică de gutui, este rachiu de gutui. Băi, cum le știu ăștia din Brăila, adică ei tot timpul știu ei mai bine decât moldovenii, frate. Adică, păi da, pentru că noi nu suntem în Moldova, da. Da, da. Nu suntem implicați. Suntem aproape, dar nu suntem implicați. Țineți aproape, să numesc. Am vrea să vorbim un pic despre realitatea moldoveană și nu putem face decât cu un foarte moldovean, care este Silviu Petcu, așa că în aplauzele dumneavoastră o să vorbim acum despre realitatea moldoveană. În primul rând, avem un text foarte frumos din Monitorul de Botoșani. Aș vrea să ți-l citesc un pic și să-mi spui dacă simți... Tot, chiar mă duc la ce. Nu pe tot. Am câteva fraze doar. Te rog. Stațiunea Slănic Moldova este frumoasă în orice anotimp al anului, însă toamna orașul se află la apogeul splendorii sale. Este un text din Monitorul de Botoșani. Toamna este anotimpul perfect să petreci ca turist o săptămână la Slănic, Moldova. Acum vremea este propice pentru hoinărit în natură, pentru că nu este nici cald, nici frig. Orașul arată impresionant acum când natura și-a îmbrăcat haina sa multicoloră, ce ne bucură an de an. Copacii au frunzele ruginii, iar stolurile de păsări călătoare se grăbesc să plece în țările calde. Crezi că autorul era băut sau așa era el? Nu. Este compunere clasa a patra. Deci da, aia cu stolurile de păsări călătoare mi se pare puțin defazată. Au cam plecat. Deci dacă ăsta a început să scrie înainte să bea și a terminat abia acum... Nu te-ai uitat la dată, că poate e scris într-un septembrie. Nu, acum e scris. E nou-nouț. Da. Na, acum a intrat la tipar. Au fost multe alte articole mult mai importante și abia acum a găsit lumina tiparului, acest minunat articol care poate fi pentru orice localitate și pentru orice moment al anului, bănuiesc. Că nu e... Cu toate că stolurile pot veni înapoi într-adevăr și e primăvara. E ok, bine. În fine, ar trebui să mai vorbim un pic acum despre ce se întâmplă cu zona crepusculară din nordul Moldovei. Acolo se văd OZN-uri, bântuie și Eleonora, un fel de poltergeist românesc. Spune-mi, te rog frumos, dacă tu ai auzit de șmârcurile de la Copalău sau Copălău. Deci nu am auzit nici de Copălău și nici de șmârc. Eu de smârc am auzit. Bănuiesc că în Dex... ar trebui să-l căutăm dacă există cuvântul șmârc. Păi asta eu știam de smârc, nu? Smârc, știu și eu, șmârc. Șmârc. Ce înseamnă? Șmârcul, cred că... Nu, șmârcul este un smârc posedat. Deci asta e limpede. Dacă acolo sunt posesiuni de-astea ale creierului uman, toate se întâmplă în șmârcuri, pentru că acolo șmârcurile sunt fără fund. Să nu uităm. Da, șmârcurile sunt posedate atunci, nu? Sunt poședate, sigur că da. Sau poșate. Sau așa, dar e vorba poltergeist, de... Poltergeist, acolo este poltergeist. Da, dar asta e în germană. Dar ce voiam să spun, pentru că s-ar putea să fie smârcuri din astea, astea sunt mai uscate, cum sunt prin sud, și în nord, acolo unde e multă umezeală și frig, sunt șmârcuri pentru că sunt mlăștinoase, că nu spui mlastină. Dacă vrei, dacă ții cu tot din atinsul, poți să spui simlăsinoată, dar asta este din cu tot o altă categorie de oameni. E bine, smârcuri din astea care abia te scopesc un pic, nu e... De oraș, smârcuri de oraș, de domnișoare. Adică nu e ca și cum ai vorbit de smârcuri care provin din zone din astea întunecate, cum ar fi iaurt cu bere cu caise. Exact. Acolo e, ăla e șmârc. Da, ăla e șmârc cu adevărat. Autentic. Da. Crezi că este normal ca... Ce? Mi-ai zis ceva cu poltergeist Eleonora? Da. În primul rând că în comuna Brăiești, de fapt, există ruinele de la Ibănești care sunt bântuite. Deci toate sunt cu ș. Da. Brăiești, Ibănești, da. Poltergeist
și șmârc. Deci da, era o urmă, o urmă perfect rotundă pe câmp, Silviu. Au. Înțelegi? Nu cred să existe așa ceva care să poată facă o chestie pe un câmp, zice Dan Pădurariu, localnic. Deci cum să... Deci toate lucrurile rotunde sunt clar OZN-uri. Deci nu există. Da. Dacă vezi ceva rotund, mă scuzați, dar șobaligă. Da. Și că a spus că umblau extraterestri printre ei, umblau așa, iurea, niște străini. Poate au luat formă de om, că altfel să umbli așa, fără țintă, acoperit. Și s-a întâmplat și la Clipiceni. Ce știi despre Clipiceni? Ce poți să ne spui despre Clipiceni? Fiind un... E lângă Cândești, apropo, tot cu Ș. Da, da, da. Deci, sigur, șmârcurile sunt prezente și în zona Cândeștiului și la Clipi, cum ai zis? Clipiceni? Clipi. Da. Clipi. Happy people from Clipiceni. Yes. Da, și Eleonora în plus. Eleonora. Dar ce Eleonora? Când Eleonora s-a născut în Talpa în 1913. A murit, oricum, în 96. Doamne, deci, stai puțin, deci a fost... A mai fost, și ea n-a povestit ce a pățit? Ea a fost, a băgat în speriați preoții și călugării, a spart geamurile, doar cu puterea minții. Și a aruncat cu obiecte prin cameră. Adică aruncă cu alte chestii. Asta eu cred că s-a văzut doar în filmul Poltergeist-ul ăsta care a ieșit acum 20 de ani, 30 de ani. Da, și la 15 ani să știi că s-a potolit brusc. Deci a devenit un adolescent cât se poate de normal, bube deci pe față, masturbare excesivă, atât, nu, nimic special. Nimic deosebit, nu? Dar la ce burs a început? Masturbare, da. Masturbare, partea asta, că la 15 ani s-a potorit, adică din naștere sau cum făcea? Da, de dinainte, da, când era mică. A luat-o și o baroană care era pasionată de paranormal, dar s-a plictisit. I-a spartă-le ea tot prin casă și a dat-o înapoi la călugări. Deci a luat-o baroană la ea acasă? La ea acasă, da. Ah, deci a fost și expată. Da, tu nu știa că ai auzit ce s-a întâmplat în vas lui. E trist. A căzut un tânăr de la etaj în timp ce încerca să recupereze cheile pe care le-a aruncat pe geam. Deci s-a dus după chei? Asta nu m-a da, a încercat să coboare de la etajul 4 pe burlan. Scuze-mă, deci a aruncat cheile pe geam și după aia s-a dus... Deci proprietarul apartamentului în care și el petrecuse... Vezi cu șur. A încuiat ușa și a aruncat cheile pe geam și, din păcate, da. A fost chef. A și... fost un chef normal bărbătesc de tineri adulți cu proprietari. Să vezi cum arată discuția. Și a întrebat reporterul, cum s-a ajuns aici? Și un tânăr zice, s-a ajuns. Nu mai contează, să nu se mai întâmple nimic, să trăiască. Omul fiind în comă, da? Și, ci că a ajuns pe la etajul 2, s-a dezechilibrat și a căzut. Și iată mărturiile celor aflați acolo și care erau foarte beți. Nu am schimbat două vorbe, am auzit plosc. Am crezut că coboară. Nu știu dacă a durat 4 secunde și am auzit plosc. Și zic, a căzut, vezi că a căzut. E bine că a căzut acolo, aici a venit. A venit drept așa, a povestit un martor. Deci noaptea sunt foarte mulți martori pe stradă, bănuiesc. Da. Și s-a oprit cu capul într-o frizerie. Și cu ocazia asta omul... și săracu om. Îmi pare tare rău că se întâmplă lucrurile astea, dar cred că oamenii erau la o șezătoare, la ceva și s-au gândit ei cum să facă să poată să ia aer sau să plimbe cheile dintr-o parte, să aerisească cheile. Asta e, aerisitul cheilor este... E o problemă cu burlanele în vas lui? Crezi că e ceva special acolo? Burlanele din vas lui sunt la fel ca toate burlanele. Numai că nu sunt pregătite pentru escaladarea lor de către oamenii care își aruncă cheile. Adică ar trebui ramforsate, ar trebui totuși un studiu făcut astfel încât să se pună și câte un lift pe lângă burlan, astfel încât oamenii care vin pe burlan să-și caute cheile, îți ducă cu liftul, frate, sau pe scări, adică să fii jos care... Un lift din ăsta mic, de mână, o talpă, de maxim mână. Două, cum e trotineta așa. Păi pui numai un vârf de la degete, pe poante, să aibă și poante, să stea
omul în poante când coboară de sus, de la pat. Ți se pare ciudat să avem în Botoșan un cetățean care a fost găsit la volan și trebuia să fie în carantină și era și beat și fără acte? Sau e ceva firesc? Păi da, este normal, este firesc ca oamenii când se îmbată să ducă repede, să pună mâna pe volan, să plece de acasă într-o anumită direcție. Nici ei nu prea o știu exact, dar ei sigur în momentul ăla au o idee fixă despre unde trebuie să ajungă. Te duce asta drumul. Te duce drumul, te duce mașina, instinctul, toate. Nasol este că vin și polițiști și se pun în fața ta. Deci asta e foarte nasol. Poliția nu stă unde trebuie. Adică nu ar trebui să deranjeze oamenii băuți la volan, mai ales când sunt în carantină. Să nu-l uităm pe vestitul Nicușor Constantinescu, dacă mai fi liber, dar bănuiesc că ne ascultă din pușcărie dacă este acolo. Da. Că și el acum vreo câțiva ani a fost deranjat la volanul unei mașini, dar el dormea, într-adevăr, în mașină, pe banda a doua, la semafor, fiind mangă, rangă. Da? Na. La el, fiind președintele Consiliului Județean, are voie și nici nu era carantină, nu era virus în perioada aia în Constanța, îmi pare rău. Adică... Mai e o problemă. Acum, Iașiul ți se pare mic? Iașiul este un oraș foarte frumos, mare, mă trag din el. De... E mare? E mare. Și atunci de ce avem atâtea măriri de penis în ultima vreme în Iași? Pentru că ar fi fost normal să spui despre București, că aici e Parisul mic, știi? Dar la Iași... Pentru că din București nu se dau astfel de vești. Toată lumea caută la redacții, mergeți în Moldova și dați-mi vești despre sex, băutură, bătăi. Acum trebuie să mai spui și una despre bătaie ca să facem un corolar frumos. Avem și cu bătaie, dar avem și cu mistreți. Avem și cu mistreți. Asta cu mistreți. Apropo de măriri, au apărut în fața unui polițist, șoferul n-a mai putut evita impactul, i-a apărut turma de mistreți în față și știi ce făceau? Mistreții scriau, vine garda, vine garda! S-au răsturnat mașina. Nu era cu sân, nu era în Botoșan sau în Neamț, poate, Neamț. Asta cu mistreții în Neamț, precis. Asta este, nu, Iași. La Iași s-a întâmplat, da. Hai să vedem ce s-a întâmplat totuși, să ne întoarcem în Vaslui, unde un cetățean a fost snopit în bătaie de iubită după ce și-a jelit fosta nevastă la beție. S-a întâmplat în Călimănești, comuna Puiești. Puiești. Deci șurile în Moldova sunt perfecte pentru acest tip de... Păi, încă o dată, țin să atrag atenția... Se pare întâmplător că era și bătut și beat? Păi nu, dar vin la pachet când îți faci sticla de alcool. Deci vine la pachet, bătaia, nevasta și nevasta era și mai beată decât el. Ți se pare o coincidență? Măi, da, curajul. Curajul de unde vine el? Nu de la alcool? Nu știți nimic, ăștia regățenii care... Da, nu știți care... Esența vieții, băi! Băi, știi cum suna, Silviu? Uite cum suna... Deci, conform sursei citate, nevasta bărbatului s-ar fi supărat pentru că acesta tânjește după fosta soție decedată în urmă cu câțiva ani, mai ales atunci când consumă un pahar în plus. Așa sună comunicatul. Bărbatul de 43 de ani din Călimănești, comuna Puiești, a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral și toracic prin agresiune, etilism acut. Și acum caracterizarea. Și îmi place foarte mult. Este conștient, stabil și agitat. Asta e caracteristica. Oricărui om beat din vasul lui, nu? Conștient, stabil și agitat. Da. Oamenii sunt hotărâți și sunt foarte puși pe treabă. Mi se pare extraordinar ce s-a întâmplat. Dar, doamne, solul soția nu i s-a luat un interviu să vedem cum a reacționat. Da, era... Oșenește pe proasta aia. E adevărat și chestia asta, dar până un alta ești mulțumit, nu? De ce s-a întâmplat până un alta în Moldova, până un alta? Până un alta văd că nu-mi dai știri mai groaznice, astea sunt foarte frumoase, prezintă frumusețea sufletului nostru al moldovenilor. E adevărat și chestia asta. Suntem foarte poeți. Ai văzut, ai început cu prezentarea aia frumoasă din Slănic Moldova, te-ai râs de ea ca unul care trăiește la bloc, nu știi, frumusețea naturii, a păsărilor călătoare care vin ele. Auzi, voi nu v-ați gândit să aplicați metoda Bittman de regăsire a relevanței? Că el a avut nevoie de pandemie ca să devină relevant din nou.
cum ar veni. Nu puteți să spuneți și voi ceva, o prostie din asta cu măștile, că nu există bolnav, nu moare nici dracu în Germania, ceva de genul ăsta? Nu v-ați gândit că totuși poate ajungeți mai ușor din nou pe scenă? Pe scenă, da. Uite, nu ne-am gândit la asta. Ne-am ferit ca dracu de tămâie, știi? Să nu fim mai proști decât suntem. Adică noi suntem proști de felul nostru, că așa ne-am născut. Ne știm barierele creierului, dar când îl și arăți, parcă... Nu știu. Nu, chiar nu ne-am gândit. Îmi pare rău. Dănuț ne-a luat-o înainte. Am văzut, dar el a tot continuat. Câteva zile o dă langa. E, oriunde apare, e sub lumina reflectoarelor. Într-adevăr. Bravo lui, felicitări. Are un PR foarte bun. Nu știu cine îl face. Păi da, până la urmă e destul de complicat. Dar în orice caz, Silviu, eu îți mulțumesc. Acum atâta s-a putut, a fost cât de cât impecabil. Stai puțin, putem să mai tăiem puțin din suma aia pe care tot o dau la voi acolo, sau lucrăm pe caiet? Adică putem lucra și pe caiet. Noi pregătim niște spectacole, dar n-am fost și plătiți. Adică da, când o fi plătiți, poate în 2021-22 ne luăm și banii și putem să plătim. A, primi și noi vouchere. Dar dacă e da, oricum mai da. Anunțăm, dacă e să ține spectacolul, mai anunțăm și poate cântă și holograf în deschidere la voi. Ce zici? Păi e obligatoriu, trebuie să cânte. Obligatoriu. Și la sfârșit să apară Dănuț și să vă invite pe toți și pe spectatorii aflați în sală, eventual dacă faceți spectacole cu spectatori, la, nu-i așa, un ciolan cu fasole. Dacă n-aveți nimic împotrivă. Dacă n-aveți nimic împotrivă, da. Desigur. Ăsta este rockul românesc. Mereu în relații frumoase cu primăriile de sector. Cu primăriile de sector, exact. Să vină la noi în sectorul 1. Poate cântă ceva în franceză, nu? Noi suntem cei mai tare, ca să zic așa. Adică avem un cetățean francez care ne va conduce. Din nou, vreau să încheiem în respect față de litera Ș. Iartă-mă, Silviu, că te întrerup. Minune, unde crezi? Așa cum se spune, a venit ca o binecuvântare vestea asta. Silviu, minune la Dodești. O știre de pe S News. Magnolie înflorită în plină toamnă în curtea unei școli. În plină pandemie trebuia să... Minune. Minune. Zilele acestea în curtea unei unități de învățământ din localitatea Dodești, acolo unde un mic arbust de magnolie a înflorit, și asta în ciuda faptului că ne aflăm în mijlocul lui octombrie. Fenomenul este unul neobișnuit pentru meleagurile noastre. Este foarte poetic tot ceea ce spui. S-a întâmplat ceva, Răzvan? Adică nu. Ai mirosul, cum stai cu el? E ok? Sunt ok. Îmi miroase în continuu foarte urât. Da, sunt, sunt foarte bine în continuare. Totul miroase a rahat. În sfârșit am biruit, miroase în continuare. Am înfrânt. Și tu ești dintre aceia care se bucură atunci când văd o bidanjă, pentru că au sentimentul că ceva mai mare nu le poate purta noroc decât o explozie de diarie la Baia Mare, cum spunea evenimentul zilei pe vremuri. Da. Asta e singurul lucru în care mă mai țin în viață, să merg după vidanje, măcar o dată pe săptămână, să am norocul cu mine aproape în mașină. Eu am intrat aseară într-o gelaterie și erau foarte serioase fetele alea și le-am cerut gelato și m-am întrebat și mai doriți ceva și a zis 400 de euro, dacă puteți să mă ajutați și pe mine. Și, mă rog, ele au chicotit așa și au zis, dar nu e cam puțin? Și zic, păi da, nu, intru într-o gelaterie odată, într-o gelaterie de două ori și așa puțin câte puțin îți rezolv problema și mai mănânci niște înghețată. Unii te ajută, alții nu, dar asta e vremea. Da, așa că vă recomand și vouă măcar atâta. Încercați cu înghețată și rămâne să ne vedem dacă se mai ține spectacolul al vostru. Păi nu știu, noi îl ținem, noi de jucat îl jucăm oricum, avem două beciuri frumoase, ne-am pus lumini în el, îl jucăm cu mască între noi și e ok, sper să-l și filmăm. Na. Încă mai sperați că se va ține, asta mă bucură într-un fel. Păi nu, că n-au mai crescut așa mult cazurile, sunt tot 1000 de oameni pe zi în București, nu, e ok, nu suntem pe drumul cel bun, adică asta n-are relevanță. Da. Până una alta, Silviu, îți mulțumesc foarte mult. Aștept să ne vedem și în realitate când o fi. Și până atunci,
Te pupăm dulce pe ceacră, salută și pe colegii tăi. Mai rămâi un pic să facem o fotografie cu monitorul. De grup. De grup cu monitorul. Și în rest pe voi vă pupăm dulce pe ceacre. O să închidem și live-ul acum. Așa că ne auzim luni la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată. Le mulțumim și zdrențelor de la emisiune, Laura, Andreea și Luiza, Ioana, Luminița, lui Horia, lui Mișu, roșcatului care pune voce aici la Morning Glory, și în rest să ne vedem cu bine și sănătoși și mai luminoși luni la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rockului. Morning Glory on Rock FM.